doliu în presa din România. S-a stins din viață Matei Vârtosu, celebrul și îndrăgitul jurnalist. S-a stins la vârsta de 53 de ani. În cariera sa, Matei Vârtosu a fost un profesionist respectat în domeniul jurnalismului, având o experiență de 10 de ani. În noiembrie 2013, el a început un nou capitol în carieră, trecând în domeniul comunicării. Acesta a fost numit purtător de cuvânt al avocatului poporului. Matei Vârtosu a fost un jurnalist dedicat, cu o carieră de peste două decenii în domeniu, specializându-se în jurnalismul politic. S-a făcut remarcat la nivel național prin activitatea sa la ProTV și ProFeme. El a lucrat ca reporter politic la Radio Profm și a fost corespondent la ProTV, unde a fost șeful departamentului politic timp de câțiva ani. A câștigat un concurs pentru poziția de purtător de cuvânt al avocatului poporului, una dintre cele mai importante instituții ale statului român, și s-a dedicat cu pasiune acestui rol până când boala gravă i-a afectat viața profesională. Matei Vârtosu deținea o diplomă în științe juridice, ceea ce i-a oferit o solidă pregătire pentru rolul său de purtător de cuvânt al avocatului poporului. În începuturile carierei sale în jurnalism, a început lucrând la radio, ca reporter pe secția de politică la UniPlus Radio, la ProTV. El a ocupat funcția de șef al secției de politică, iar aceeași poziție a avut-o timp de un an și la Digi24HT. În aceste roluri, fostul jurnalist a depus eforturi considerabile pentru a asigura transmiterea impecabilă a mesajelor și subiectelor zilei către public.